Astăzi a avut loc în municipiul Rădăuți întâlnirea AGA, unde a participat și primarul municipiului Rădăuți. Scopul acestei întâlniri fiind iluminatul public și apa caldă. Consiliere din AGA încearcă și ei să rezolve problema, venind și ei cu opinii în rezolvarea acestora. S-a discutat urgența adoptării a două hotărâri de Consiliu în vederea preluării de la servicii comunale și sistemii concesiunilor privind apa și canalul cu serviciile comunale și predării la ADI. Joi se va produce acest, cu unanimitate, probabil vor trece, că sunt foarte urgente, iar acum se discută situația datoriilor. Sunt mari datorii? Din materialul primit, total datorii, și cele care sunt în instanță și cele care sunt confirmate, sunt 30 de miliarde. Vechi. Între servicii comunale și primărie există un război care dăine de ceva vreme și se pare că în detrimentul cetățeanului. Cât va mai dura acest război? Sperăm cât mai puțin, dovadă fiind prezența domnului primar la AGA de astăzi. Sper să ajungă la puncte de vedere comune. Există un vinovat? Cine ar fi vinovat? Servicii comunale sau primăria? Nu mă pot substitui instanțe de judecată. Multe sunt în proces. La ce concluzie s-a ajuns? S-a ajuns la concluzia că se vor rezolva problemele cele care sunt create între servicii comunale și primărie. Se va face o plată astăzi de 6 miliarde. Rămâne de văzut dacă lucrurile se vor concretiza.